Bine ați revenit alături de noi, alegerile europarlamentare și cum se poate situa România, pentru că tot vedem încercări de a, sau cel puțin vociferate, încercările de a aduce România acolo unde este locul, de fapt, la masa negociatorilor cumva luați în seamă la nivel european. Am avut o tentativă pe mai multe fronturi, inclusiv pe cel ecleziastic. România a încercat să devină negociatorul între Moscova și Ucraina pe problema bisericii de acolo. Dar ajungem puțin mai încolo la Ucraina. Vreau să rămânem puțin pe ideea de alegeri transnaționale. Am avut la ultimul summitul informal înainte de Sibiu. După aceea la Sibiu, cumva, printre dinți, a declarat că ideea de alegeri transnaționale e o fantezie frumoasă, dar cumva periculoasă, chiar dacă în dragoste poți face orice, se adeverește că nu chiar tot. Dumneavoastră cum vedeți ideea aceasta? Pragmatică? Gândiți-vă totuși că România, dacă mergem să facem, luăm cazul României, da? Dacă mergem și facem un vox populi în România, nu cred că 60% din populație ar putea să-mi spună primii 3 candidați pe toate listele partidelor. Asta categoric. S-au încercat, sau, mă rog, acum principalele 3 partide cel puțin. Gândiți-vă că România ar trebui să-și dea votul pentru candidatul francez, pe exemplu, pentru candidatul olandez. Și nu, invers. Și invers. Și da. Nu să încerc. Au încercat acum câteva partide să propună, partidul minuscul, să încerce o listă transnațională, dar și Macron are cumva o idee transnațională pe listele sale. Bine, da, dar într-un fel e aceea și mai degrabă este apanajul stângii această idee cu... Haideți, domnule Borcea, că trăim în vremurile în care nici stânga nu știe care e stânga și dreapta nu știe care e dreapta. Din contră, acum încep să se reafirme. A fost o perioadă, într-adevăr, de un pic de disoluție ideologiilor, dar încep să se reafirme. Uitați-vă pe arena, ca să nu zic țară cu politic din România, arena politică din România încă, da? Unde avem partide care sunt pe față. Domnule, nu mai e timpul stângii sau a dreptei. Suntem pentru popor. Zici că e Lenin. Păi, da, și el era de stânga. Dar, în fine, ideea pentru popor, vă rog frumos. Ideea cu listele transnaționale, în fel, aduce în discuția de problema de fond, sau, mă rog, chestiunea importantă a acestor alegeri. Încotro să o ia Uniunea Europeană. Dacă să meargă către o integrare mai puternică care să ducă la Statele Unite ale Europei, deci da, un bloc către federalism, sau să revenim un pic la ideile pe care le-au avut părinții fondatori, chiar să zicem, nu neapărat părinții fondatori, dar și alte minți ilustre ale Uniunii Europene. Da? Adenauer, De Gaulle, Margaret Thatcher. Să fie Uniunea Europeană o uniune de state independente, suverane, care colaborează. Deci să fie o uniune mai laxă, fără o birocrație stufoasă și de multe ori opacă la Bruxelles. Pe care am reușit să o atingem prin acest moment, dar o secundă, să facem totuși înțeles faptul că vremurile lui De Gaulle erau cu totul altele față de vremurile noastre. De Gaulle era într-o anumită conjunctură, a fost plecat de la putere, a revenit la putere. A eliberat Franța. A eliberat Franța, da. Cu ajutorul anglo-american. După aceea i-a ajutat pe americani. Ok, este interesant asta. Nu, americanii l-au ajutat pe el. El i-a ajutat. I-a ajutat pe americani cu ideea NATO și mai departe. Din structurile. Da, asta voiam să spun, că circumstanțele sunt cu totul altele. Cu toate că și Germania și Franța își arată colții Statelor Unite într-o aroganță neîntemeiată din punctul meu de vedere. Da, teoretic, da, sunt altele, dar nu înseamnă că nu pot fi folosite aceleași idei. Da. În cazuri diferite. Au anumite aspecte similare, că tot așa vine după o perioadă de, să zicem, de probleme, că putem să considerăm perioada de tranziție de la comunism la ceea ce avem noi acum, să zicem, în Europa de Est. Perioada de după acel al doilea război mondial cu reconstrucția. Franța a avut mari probleme înainte să vină De Gaulle în anii 60 cu proteste masive de stradă. Deci, până la urmă, și în interbelic și postbelic, unul cei mai instabili. Da, politic. Sunt anumite condiții care sunt similare. Nu poți să desconsideri ideea de uniune de state naționale doar pentru că nu mai sunt condițiile nu mai e la fel ca atunci când a fost propusă prima oară. Asta e o idee care rămâne valabilă tot timpul. Europa ar trebui să fie o uniune de națiuni, cum a fost de-a lungul întregii sale existențe. Bun, conducerea napoleoniană sau ale au fost mai degrabă. Napoleon a fost o excepție. Acum, dacă tot facem această excursie în istorie, trebuie să înțelegem că Franța a fost în Europa primul stat-națiune. de la Richelieu, care a înțeles exact cum merge... Cu mici excepții. Mai avem San Marino, nesemnificativ, și alte state care... Nu, când vorbim de statul naționist și vorbim de acea perioadă, vorbim de un stat care are un buget, o armată, o clasă militară și politică și automat și socială. În momentul Franța a profitat și a fost o... N-a fost chiar hegemon, dar a dorit hegemonia în Europa. Și o dorește în continuare. O dorește în continuare, dar lucrurile sunt total diferite, pentru că la momentul respectiv, în perioada dinastiei de Bourbon și, pe urmă, chiar și dinastia lui Napoleon, a fost în ideea în care Germania nu era unită. Ok, aveam Imperiul Austro-Ungar, Sfântul Imperiu Roman, da. Pe urmă Imperiul Austro-Ungar, care cât de cât ținea Europa Centrală. Dar în momentul în care aveai foarte multe principate și așa, automat aveai libertate tu de acțiune, actor unit, da? Da. Cum era Franța. În momentul în care a venit unitatea germană, în timpul lui Bismarck și primul Kaiser, automat... Lucrurile au fost blocate pentru Franța și sunt în continuare la ora actuală. De aceea... O secundă, că ați făcut această incursiune în istorie pe care o apreciez foarte mult și este foarte bine. Dar ne întoarcem imediat în ziua de azi. Ajungem cumva la relația aceasta de dragoste cu năbădăi Franța-Germania. Este un mariaj de interes. Este un mariaj de interes pentru că, teoretic, Franța și Germania au puterea politică, dar nu au și aceeași putere economică, pe care Germania o are mult mai mare față de Franța, care are foarte multe probleme ale datoriei publice, da. Și asta este o problemă pe care Macron nu a rezolvat-o, deși într-un fel a promis-o, că va rezolva această problemă a datoriei publice. De ce? Pentru că consumul social este cel care distruge bugetul. Și inclusiv cu ce s-au agreat cu cei 3% din PIB deficitul. În momentul în care domnul Macron, că ne aducem aminte, da. A ieșit în decembrie către vestele galbene și a zis că le mai dau 100 de euro, da, pe principiul ăla, toată lumea a zis, păi se duce naibii deficitul de 3%. Păi, asta este problema Franței. Asta este problema Franței. E și cam dusă treaba, pentru că până una alta au cele mai stufoase programe naționale de ajutor social din Uniune. Stufoase și costisitoare. Într-adevăr, iar soluția pe care domnul Macron a gândit-o a fost, bun, ce poate să ne asigure cash flow? O armată europeană. De ce? Pentru că vom vinde noi avioane sau ce vor ei să vândă, dacă e, astfel încât să vină banii și să le rezolve problema. Dar asta nu se va întâmpla. Armata europeană este utopia lui Macron, care nu va exista niciodată. Credeți? Pentru că inclusiv statele europene din ce în ce surâd mai mult la idee. Nu, au început deja să certe pe ideea, pentru că nu se înțeleg... Nu se înțeleg fabricile de armament între ele. Sunt actori privați care au tot felul de interese. Rheinmetall-ul din Germania nu are același interes cu cel din Franța. Dar ambele, și că în Franța e capital de stat. Mare fabrică de Naval Group. Armamente de acolo. Dau un exemplu. Avem o propunere de directivă europeană prin care, bineînțeles, promovăm identitatea europeană. Statele europene sunt obligate să ia armament de origine europeană. Surprinzător, are ce state produc armament. Avem noi la Ciugut, probabil, de aceea s-au gândit oamenii să vândă armament. Deci e pe masă de discuție și va fi aprobată, cel mai probabil, această directivă. Orice armată din acest colț de lume al Occidentului va cumpăra armamentul care a fost deja testat într-un teatru de război și de aceea mare parte din achizițiile de armament obligă să cumperi ceva. Mare parte din achizițiile est-europene vin cu achiziții americane, pentru că și rachetele Patriot și tot tipul de armament a fost deja testat de armata americană. Și dincolo de aceasta, armata americană până una alta sau fabricile americane știu să-și facă un lobby foarte bine pus la punct. Știu să-și facă un lobby foarte bun, pentru că industria de armament americană merge și funcționează pe contractele guvernamentale. Și susține de foarte multe ori politica din America. Și există și partea de cercetare comună de tip privat-public. Public-privat. Revenind puțin la... Pe lucrurile merg mână-mână, nu avem cum să revenim. La situația mai aplicată. Eu sper să ne permită timpul să mai facem astfel de analize foarte binevenite, repet încă o dată. Olanda, Marea Britanie, alegeri europarlamentare. Va da cumva tonul rezultatul alegerilor din Olanda pe arena europeană, pentru că urmează surprize, sunt convins, la întreg nivelul european. Da, s-ar putea ca... Să vedem ce se întâmplă în Marea Britanie. Și oricum s-ar putea partidul lui Timmermans ca procentual să ia mai mult decât alte partide socialiste din Uniunea Europeană, care sunt într-o cădere liberă groaznică, mai ales în Germania. Pe în Italia nici nu mai există. PD-ul s-a dus către Macron, adică a ieșit din familia social-democrată. Ăla cât mai exista. Că Lega și Mișcarea 5 Stele au împreună 50 și ceva la sută. Da, dar care amândouă nu sunt, și-au anunțat că nu vor face parte din aceeași familie, că 5 Stele își va face propria familie. Păi e ideea, dar tot niciodată ouăle în același coș. Dar tot va fi un grup mare, să zicem, eurocritic, să nu zicem neapărat eurosceptic, eurocritic. În momentul de față, pe sondaje, Lega partidului Mateo Salvini va fi cel mai mare partid din Parlamentul European. Partid, mă refer la partid național. Va întrece CDU-ul Angelei Merkel, care tot așa în cădere liberă. A pierdut foarte multe voturi și în fața verzilor și în fața Alternative pentru Germania. De socialiști nu mai vorbim, că SPD-ul este o umbră a ceea ce a fusese. De-aia și doamna Merkel nici acum 2 săptămâni a ieșit și a spus că rivalii Uniunii Europene sunt SUA, China și Rusia. Dar este o ipocrizie infernală. Și aici nu am cum să trec mai departe. Am avut revenirea cu fond de fanfară și covor roșu a Rusiei în Consiliul Europei pe drept de vot. Iar ieri a fost... La propunerea Franței și a Germaniei. O secundă să ne înțelegem. Păi, da. Franța și Germania, care condamnă vehement anexarea Crimeei, conflictul din estul Ucrainei, dar invită cu pâine și sare și cumva pe miniștrii francezi. Putin s-a urcat către masa de vot de la Consiliul Europei. Politica este super mârșavă. Vă rog să ne faceți să înțelegem. Ieri, departamentele de cooperare internațională, un general german și un general rus, s-au întâlnit la Moscova. Este declarație publică preluată normal de către Sputnik, dar Sputnik asta nu înseamnă că n-a luat un comunicat al Ministrului Apărării de la ruși. Adică lucrurile merg mână în mână. Nord Stream 2 acum va fi subiect pentru sancțiunile americane. Rick Perry, secretarul energiei, a anunțat acest lucru, că este în lucru. S-a făcut un proiect de lege în Senatul american, chiar un front comun republicano-democrat, da? La inițiativa lui Ted Cruz. Acest lucru Congresul va aproba pentru că sunt interese. Deci din acest punct de vedere... pentru prima dată, după marea criză din 60, dacă nu greșesc, în care Statele Unite ale Americii bate cu piciorul în ușă Germaniei. Da, pentru că acum își permit, având în vedere că Statele Unite au devenit producător și exportator net de hidrocarburi pentru prima oară după câteva decenii bune, au ce gaz să exporte și le spun foarte clar europenilor. Polonia deja cumpără. Exact. Da. Polonia și statele baltice. Dar Germania nu. Chiar și Juncker, mi se pare că la o analiză recentă au spus că au crescut importul de gaze din America în Uniunea Europeană cu 200 și ceva la sută. Da. După întâlnirea lui Juncker cu Donald Trump. Și gazul american nu vine cu aceleași legături către Kremlinul odios ca și gazul care o să vină până Nord Stream 2. Vă rog să mă faceți cel puțin pe mine să înțeleg și pe cei de acasă cu siguranță. Știm din experiența recentă și mai puțin recentă că prietenia germano-rusă, când s-a apropiat prea mult, a fost cam rău. Da. Și este în continuare. Avem o scoatere a lui Lenin din morfină, din mauzoleu. Îl spălăm frumușel, îl transformăm în Putin și ne ducem, mă rog, nu Lenin, Stalin mai degrabă, ne ducem că tot îi fac acum, am văzut și icoane cu Stalin prin Rusia, la propriu, deci sunt culte adresate lui Stalin, marele apărător a ortodoxiei, între timp ce patriarhul își face un palat așa ca orice om creștin ortodox modest de 42 de milioane de dolari, fostul palat al țarului, da, printre altele așa. Avem reînvierea aceasta odioasă, cel puțin înspăimântătoare, între prietenia franco-germană via Rusia. De ce acum? Și de aceea America acum efectiv amforsează și investește militar în statele baltice, în Polonia, în România, da? Și acum a început și Bulgaria să să priceapă niște Bulgaria lucruri. Bulgaria încearcă să joace pe toate fronturile. Da, dar o să se ardă. Ca de obicei, Bulgaria nu s-a ars vreodată. Da, iar discuția mare, deși e o problemă pe achizițiile militare, părerea mea personală este că Turcia o va juca la necesitate, o va juca tot cu americanii. Dar până una alta investesc în nu, discuția este în felul tehnologie urmă. Militară nu, comună. Nu, aici, Rusia. Aici este o discuție de natură financiară pură. În ideea Erdogan forțează nota pentru a obține beneficii și din partea Uniunii și din partea americanilor. Erdogan are o mare problemă acum la nivelul rilei turcești și automat are nevoie de investiții. El a cerut, dacă e că Patriotul, dar să-i fie făcut în Turcia. Rușii au înțeles ideea și deja au zis, ok, boss, nicio problemă, facem și S-400 și S-500, adică următoarea generație, le facem în Turcia. Și automat, el are nevoie de investiție străină, are nevoie în continuare de dolari aia urâți și mirositori, care vin de la Moscova, dar care îl ajută să-și mențină lira la un nivel stabil. Asta, și de asta se încearcă acum ceea ce trebuie să facă americanii, să facă a better deal. Aici trebuie să intre rolul de negociator economic, comercial al lui Donald Trump cu Erdogan. Mă rog, negociatori sunt mulți fără a face niciun fel de referință, dar avem unul dintre cei mai buni negociatori de o anumită etnie în America în funcție cheie. Nu vreau să fac niciun fel de remarcă rasială. Revenind la prietenia germano-rusă. De ce acum? De ce acum? De ce nu acum? Da, a fost de întotdeauna. Au venit, vine și pe fondul unei slăbiri a Statelor Unite, sau mă rog, unei retrageri a Statelor Unite în timpul celor două mandate ale lui Barack Obama, care a spus că Statele Unite nu trebuie să mai fie jandarmul global, mai lăsați-vă să-și facă treaba. A fost un pic de vid de putere. Și a luat niște șuturi. Relația dintre Statele Unite și Europa a fost cheia de boltă a stabilității și prosperității Occidentului după cel de-al doilea război mondial. Și, mă rog, obținută cu bani grei dați de american în planul Marshall. Mare parte din diferențele între vest și est se poate explica și prin faptul că vestul a accesat planul Marshall și estul... Inclusiv României s-a propus, dar nu a fost lăsat. Și Polonia a încercat și Cehoslovacia au încercat la vremea respectivă și... Cehoslovacia. Dar nu au fost lăsate. Au accesat niște fonduri. Cehoslovacia a accesat totuși niște bănuți din planul Marshall. Dar după aia a intervenit 68-ul și și-a dat seama că nu le plac așa de mult banii americani. Și ordinele de la Moscova se execută, nu se discută. Ideea de cordon sanitar care încearcă să facă americanii acum funcționează bine că trebuie să te aperi într-o singură direcție. Dar din păcate, ca și în perioada interbelică, atacul care a distrus cordonul sanitar a venit din direcția cealaltă. Că toată lumea este îndreptată către Rusia și când de zgolite nasol. Exact. Aici pot să fiu de acord, dar există două elemente care fac distinția clară. La ora actuală în Germania există în continuare peste 20.000 de soldați americani prezenți. Există în continuare cam aceeași nivel de forțe în Italia, care reprezintă, de fapt, a fost primul cordon sanitar împotriva tăvălogului sovietic. La ora actuală, cea mai mare prezență americană în Europa de Est este în România, la baza de la Kogălniceanu. A doua bază, nu vorbesc de Deveselu, care a aniversat 3 ani de la activare și care efectiv este al doilea scut pentru România. A doua bază care o vor face americani este la Câmpia Turzii, unde vor fi operate... Urmează să producă și elicoptere acolo, dacă nu greșesc. Nu, tot în zonă. La Brașov. La Brașov încă sunt negocieri. Astea sunt negocierile în continuare, dar la baza aeriană de la Câmpia Turzii vor fi operate dronele fără personal uman. Deci, automat, Carpații, o dronă îi trece imediat și Tiraspolul este sub lupă, pe scurt. Pentru că Tiraspolul reprezintă punct de observare al GRU, spionajul militar rusesc, în zona aceasta al spațiului sud-estic european. Deci România, cred că ce vrea să spun... Probabil de înțeles faptul că, cumva întâmplător, cu ghilimele de rigoare, și Republica Moldova, care, săraca, nu știe ce cu viața ei, a cerut supravegherea spațiului aerian de către forțele aeriene române, care vor fi de către F-16. Deci, practic, acum România și statele baltice, mă rog, România, Polonia și statele baltice sunt ceea ce au fost Turcia, Grecia și Germania de vest în timpul războiului rece. Adică prima linie de apărare. Și știm foarte bine că Turcia au avut și încă au bombe nucleare desfășurate pe teritoriul lor, exact. Care nu sunt ale lor, dar mă rog. Nu sunt ale lor, sunt ale americani, dar sunt acolo. Grecia are o armată cu mult peste nevoile ei de apărare, foarte, foarte mult, cu o tehnică foarte avansată și cu nave de desant. Și în Germania erau mobilizate brigăzi și unități de blindate, de infanterie și de aviație ale tuturor, principalelor state. Vorbim în continuare, atunci vorbeam de sectoarele care au făcut RFG-ul. O chestiune interesantă, mă rog, s-au contopit la un moment. S-au contopit, dar au răgăzi în Berlin și erau... Păi armatele au rămas. Interesantă, ați vorbit de armele nucleare din Turcia. Conform tratatelor de preadeziune a statelor din estul Europei către NATO, mă refer aici România, Ungaria și Polonia, care au fost întrebate în același timp, domnule, cum vă raportați față de prezența focoaselor nucleare pe teritoriul vostru? România prima dată a zis, domnule, nu, și rămâne categoric. O secundă. Polonia a arătat-o foarte diplomată, domnule, vedem cum. Ungaria a fost și mai diplomată, domnule, noi deputații nu avem nicio problemă, dar credem că poporul n-a fi foarte încântat. După aceea, când Ungaria și Polonia au fost invitate și România nu, poziția oficialilor români s-au schimbat la 180 de grade. Și am avut o scrisoare din partea premierului român către secretarul general NATO de atunci, care a spus, domnule, orice vreți. Deci, vreți să ne dați în cap când veniți la noi? Vă rugăm. Vreți să vă păm papucii? Vă rugăm. Vreți să semănăm porumb împreună cu focoase nucleare? N-avem nicio problemă, dar luați-ne în NATO. Cumva de înțeles. Consecvență 100%. În 92 aveam semnat tratatul de la Varsovia. Resemnat tratatul de la Varsovia. Și, prin urmare, cumva, foarte aproape scriptic, suntem singurul stat din cordonul sanitar, cum l-ați numit dumneavoastră, care are semnat faptul că nu ar avea o problemă cu arme nucleare pe teritoriul său. Nu. Discuția este în felul următor. La ora actuală, România are o mult mai mare protecție prin faptul că există și un singur soldat american pe teritoriul național al României. Pentru că în momentul în care, acum o spun pe șleau, în momentul în care... Dar și în Polonia e o bază militară. Nu e. E rotativă. Vor polonezii. La ora actuală este forță rotativă și acolo avem și noi trimiși vreo 200 de militari. Cum au polonezii la noi. Și sunt și polonezi la noi la Craiova, dar noi avem prezență militară pe relația bilaterală permanentă. Că se rotesc, ok, că este desfășurarea aceea de 6 luni și 3 luni acasă, ca orice militar în termen, că așa au fost și în Irak și în Afganistan, dar este prezență militară permanentă. La Kogălniceanu se vorbește engleză, la Kogălniceanu acționează DEA-ul, Defense Intelligence Agency. Domnule, până în asta suntem încă primul stat din Polonia ne copiază la literă. Care a trimis oamenii în Afganistan. Și modul în care am trimis partea a doua. Polonia ne copiază la literă ce am făcut noi acum de mai, aproape 15 ani în urmă. Să copiem și noi la investiții. Inclusiv, aici sunt de acord. Ai râde, dar Polonia ne copiază chiar și la investițiile de arme. Pentru că ne-au dat ca exemplu pentru achizițiile de HIMARS, la investițiile în Patriot ne copiază exemplu că vor să urmeze. Că au văzut că soluția românească a fost mai bună și mai rapidă, pentru că strategia lor de a obține acel proiect ambițios, Visla, cu tehnologie care încă nu există, tergiversează. S-ar putea să rămână fără. Să spunem foarte clar, România a ajuns a beneficia de această relație directă București-Washington, pe niște sacrificii. Noi am trimis oameni în Afganistan echipați în camuflaj negru sau verde. Și cu ciubote cumva, fără bocanci. Adică oamenii aceia practic au fost sacrificați. E cumva de înțeles. Ceea ce nu a făcut nici Germania măcar. Adică Germania a refuzat să trimite ostași pentru că nu era echipată corespunzător. Dar revenim după o scurtă pauză de publicitate pe aceleași subiecte. Rămâneți alături de noi.